Dezinteres pentru noul tip de vaccin anticovid împotriva variantei Omicron. Botoșănenii nu se înghesuie să solicite prin intermediul medicului de familie să fie imunizați cu acest ser. De altfel, și reprezentanții Direcției de Sănătate Publică spun că până în prezent nu au fost cereri pentru acest tip de vaccin, motiv pentru care nu au solicitat nicio doză de la Iași. Până în prezent, la Botoșani nu au existat cereri pentru noul tip de vaccin anticovid pentru varianta Omicron. Noul tip de vaccin există, se află la Spitalul Regional Iași, urmează să îl ridicăm în funcție de solicitările populației care îi recomand să se adreseze medicului de familie în vederea efectuării unei cartografii, să putem vedea ce cantități ne aprovizionăm de la regiune, de la Iași. Până acum au fost solicitări? Până în momentul de față nu. Mulți dintre botoșaneni spun că nu se vor mai imuniza cu acest tip de vaccin. Nu. De ce? Până și vaccinul ăla care a fost mai tare a afectat populația. Așa că nu. N-aș, eu n-am făcut. Și nici nu faceți, nici așa. Nici nu fac. Păi nu am încredere. Nu, mulțumesc. De ce? Mulțumesc pentru că nu am încredere. Și pentru că eu am o problemă oncologică, deci nu. Da, sigur, da. De ce nu? Am făcut toate, îl fac și pe. Nu mai fac, că am făcut două și mă scuzați. Dar nu, e o prostie. E o prostie. Să știți, nu e adevărat. Păi tot, minciună. Minciună. Nu, că unii se îmbogățesc pe schinarea noastră. Da, asta e o prostie cu vaccinul. Nu, eu fac vaccinurile care trebuie făcute cu antigripala, aia l-am făcut, fac dializă și acolo ați controlată cu așa, dar am făcut două vaccinuri că am fost obligată, dar nu mai fac. DSP Botoșani face apel la populație să se vaccineze împotriva SARS-CoV-2 pentru a se proteja de infecții. Astfel, de săptămâna aceasta, botoșanenii care doresc să se vaccineze cu următoarele doze de vaccin anticovid se vor adresa medicilor de familie care ulterior vor solicita vaccinul de la DSP Botoșani pentru a fi administrat populației.